Cu George, afacerea ta va pune mai ușor banii în mișcare. O emisiune sponsorizată de George. George, primul banking inteligent. Pentru un business inteligent. Salut și bine ai venit la Banii Mișcare! Continuăm să vorbim despre afacerile orientate către educația copiilor împreună cu Urania Cremene, binecunoscut expert în parenting. Așa că bine ai venit la Banii Mișcare! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Urania, cu mare drag, știu că ești implicată în foarte multe proiecte de parenting și educație a celor mici și alături de câțiva parteneri ați dezvoltat primul parc de edutainment din România. Cât de important este un asemenea proiect și concept pentru dezvoltarea copiilor? Mi se pare crucial, nu este nou decât pentru România, dar există astfel de parcuri tematice în multe țări din lume și cu ajutorul unor parcuri de acest fel, copiii pot să învețe în mod real cum funcționează o anumită industrie, ce se întâmplă într-o fabrică, cum ajunge laptele de la vacă pe raft, și foarte multe detalii cu privire la felul în care toate aceste povești se combină, pentru că un astfel de parc îi învață pe copii, de fapt, felul în care funcționează un oraș, da? Cu toate aceste business-uri, industrii, fabrici care lucrează împreună. Sunt diverse meserii pe care le pot încerca și ceea ce le deschide orizontul și poate chiar preocuparea în viitor, într-un destin care să se împlinească. Ne preocupă educația financiară, mai ales pentru copii, sunt viitorul de mâine și sunt curios, Urania, cum integrați această zonă de educație financiară în parcul de edutainment? Dacă ne gândim la o educație a copiilor pentru o meserie reală și înțelegerea meseriilor așa cum funcționează ele astăzi, atunci nu avem cum să nu vorbim despre educație financiară. Ori acest parc tematic are proprii bani pe care copiii primesc la intrare în parc și la fel ca în viața reală, unele activități sunt plătite, iar pentru altele copiii pot câștiga bani. Și este extrem de interesant să-i vezi pe copii cu acești bani, uitându-se în fața fiecărei experiențe, dacă pot să câștige bani sau dimpotrivă, dacă experiența respectivă îi costă și felul în care își numără bănuții și își calculează câți bani mai au și dacă își permit o activitate sau alta. Și foarte mulți înțeleg destul de repede faptul că, la fel ca în viața reală, pentru unele lucruri plătești, pentru altele trebuie să lucrezi. Ba chiar între ei au început să vorbească în așa fel încât își împrumută bani, unii fac asta și cer dobândă. Deci există niște mecanisme foarte interesante pe care ei, iată, le învață cu ocazia unor astfel de activități. Foarte interesant. Banii sunt limitați, se câștigă prin muncă. Diferența dintre cheltuială și investiție și apoi probabil unii regretă că au aruncat banii pe ceva ce poate nu aveau nevoie și că banii trebuie să se întoarcă, lucruri de care, din păcate, sunt adulți de care nu sunt, care practic nu sunt conștienți de ele și e bine să le dezvoltăm și să le insuflăm celor mici să devină comportamente naturale pentru adulți responsabili. Cu siguranță. Cred că mai cu seamă în țara noastră e nevoie de multă educație financiară și pentru noi adulții, dar mai cu seamă pentru ei copiii și mulți nu învață aceste mecanisme decât poate dacă urmează o facultate de profil. Alții sunt nevoiți să învețe singuri, mult târziu, cu costuri mari. Și cred că este mult mai util să învețe copiii mai degrabă, mai devreme, cu costuri mici, o dezamăgire, că n-au putut să-și permită o experiență sau alta pentru că au cheltuit în altă parte. Deci mai bine învață acum decât să învețe mai târziu. Absolut. Costurile sunt mult mai mari. Așa cum ai spus, Urania, viața e cel mai bun profesor, dar tocmai de aceea taie și niște facturi foarte scumpe și e bine să învățăm de la vârstă fragedă prin joc. Mulțumim mult, Urania Cremenea, a fost cu noi la Banii Mișcare. Mult succes în tot ce faci!
Dragilor, rămâneți alături de noi, o să continuăm să vorbim despre conceptul de edutainment în episodul următor. Nu uitați, banii sunt întotdeauna în mișcare. Ai urmărit Banii în mișcare, o emisiune sponsorizată de George. George, primul banking inteligent pentru un business inteligent.